Urmă cu ceva vreme ne-am jucat un joculeț în care trebuia să ne construim propria noastră casă a abonaților. Nu știu dacă mai țineți minte chestia asta, dar dacă vă aduceți aminte, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Chiar sunt curios să văd câți dintre voi mai țineți minte chestia asta. Și s-a făcut un update foarte mare. Acum avem posibilitatea să punem covor, avem posibilitatea să vopsim pereții și multe, multe altele. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like și hai să vedem dacă reușim să strângem peste 20.000 de like-uri la acest episod. Ar fi foarte, foarte tare. De asemenea, avem posibilitatea să scriem pe pereți cu vopsea. Da, ați auzit bine. Țineți minte că tot căutam o metodă prin care să scriu numele abonaților care vor locui în această casă undeva într-un carnețel sau ceva de genul, să facem un fel de listă. E bine, acum o să putem să facem chestia asta pe unul dintre pereți. Nu știu exact pe care dintre ei, poate pe ăsta că e mai mare și o să vină aici nume de abonați. Nu știu, asta mă gândesc. Acum să-mi spuneți și voi în comentarii dacă vi se pare un plan bun sau dacă trebuie să căutăm altceva. Încă nu m-am decis în totalitate, dar... Hai să începem o nouă zi în joculețul ăsta. Bă, și mă bucur să revin, frate, în acest joc. Pentru că, practic, eu mă oprisem din episoade cu casa abonaților pentru că nu mai era ce să faci în joc. Adică, efectiv, nu mai aveai update. Și au băgat un update. Și e unul destul de mărișor. Așa că, hai să începem prin a repara problema. Pentru că, vedeți și voi, avem aici pe pereți. Nu știu ce s-a întâmplat cu pereții ăștia, dar s-a întâmplat între timp. O să luăm niște de ăsta. Și uite așa o să aplicăm pe pereți până se rezolvă trebușoara. Așa că mai avem aici. Sper să-mi ajungă pentru toți pereții. Pentru că vă imaginați și voi, de când nu m-am mai jucat jocul ăsta, s-au mai stricat lucrurile pe aici. Dar arată destul de bine, frate, casa abonaților. Eu nu am ce să comentez. Adică hai să vă fac așa un mic tour. Aici avem frumos living-ul. Da, țineți minte. Ia să vedem, aici avem, nu știu exact ce ar trebui să fie asta, e un fel de zonă de cafea, poate dacă vrei, dar nu m-am decis încă cum vor fi obiectele, poate o să le mutăm, știi? Aici e dormitorul, atâta s-a putut momentan, și-a băgat în joc mai nou, poți să ții un chiriaș și practic chiriașul ăla va locui în această casă și îți va da bani în fiecare zi pentru că el locuiește aici, ceea ce e destul de interesant pentru că până acum nu exista chestia asta, știi? Și na, dar până să ajungem în starea aia, trebuie să facem pereții mai întâi, trebuie să facem covorul, trebuie să facem... Bă, avem o grămadă de chestii de făcut în jocul ăsta, să putem să ajungem într-o stare cât de cât bună pentru a putea închiria locația. Așa că, hai să ne apucăm noi... În primul rând avem nevoie de de-astea, da? Vedeți că pereții nu sunt toți făcuți și o să trebuiască făcuți... Au modificat încă o chestie înainte, aceste plasterboard-uri aveau niște numere pe ele. Și acum au numere, dacă vedeți, însă nu mai trebuie să stai tu să cauți numărul exact. Nu, toate arată la fel acum și se pun foarte, foarte ușor. Așa că, pur și simplu te duci, iei plasterboard-ul, l-ai pus. Uite așa. Și hai să dăm și comandă. Între timp, hai să dăm comandă de ceva de pus pe jos. Eventual, nu știu, habar n-am, dar aș pune niște parchet, poate, să vedem dacă găsim. Carpeten flooring. Wooden flooring. Ok. Și de aici trebuie să ne alegem de care ne place nou. Cred că light pine o să punem. Dar voi să-mi scrieți în comentarii dacă doriți să intrați în casa abonaților, să apăreți acolo pe peretele din casă. Habar n-am dacă vă doriți chestia asta, dar puteți să-mi scrieți în comentarii. Și am să aleg din comentariile voastre, bineînțeles, apăsați și butonașul de like dacă vă place seria. Și dacă vreți mai multe episoade. Hai să vedem, trebuie să vină băiatul ăsta cu parchetul. Și ar trebui să fac puțin loc aici pentru că... Da, hai să încercăm să facem puțin loc, deși e destul de nasoală situația la mine în curte. Dar o să încercăm să mutăm astea de aici, pentru că nu de alta, dar nu pot să duc lucrurile. Plus că am și obosit destul de tare. Ok, hai să luăm, o să iau parchetul ăsta așa, pur și simplu. Deci ăsta nu pare a fi parchet, mai degrabă ar fi ceva de pus pe jos, așa o mochetă, ceva, nu știu exact ce. Dar n-are importanță. Bă, deja ni s-a dus energia rău de tot. Stai să-i zicem la băiatul ăsta să plece că am cumpărat totul, ok. Bun. Și o să trebuiască să mutăm saci ăștia de aici. E o dezordine totală la mine aici în curte. Dar ia să vedem. Deci eu pot să pun parchetul pe perete? De ce aș face asta? Că mă lasă, uite, vezi? Ok, hai să începem cu camera asta, da? O să începem așa. Ceva de genul ăsta. Pot și mai lung? Nu, cred că doar atâta și o să trebuiască să continuăm noi după aia. Mă, că arată bine, mă, ce zici? Mie mi se pare că arată chiar super bine. Facem așa.
Problema care ar fi? Canapeaua asta ar fi problema. Să o mutăm, pentru că practic eu nu pot să pun pe lângă canapea. Și acum o să fie mult mai ușor. Pur și simplu vine ceva de genul ăsta. Așa. Și mai vine ceva de genul ăsta. Dar îmi zice că n-am voie în zona aia, nu știu de ce. Hai să vedem. În mod normal, eu ar trebui să pot să pun, dar nu mai am. Am rămas fără, că am cumpărat doar unul. Ok. Punem aici. Hai că am pus-o dacă e. Hai că e bine, e bine. Arată destul de ok. Trebuie să mergem să dormim. Hai să vedem. Avem energie 29%. Bă, aș putea să mă duc în oraș, cred, ca să măresc energiul. Ia stai o secundă. Pentru că nu de alta, dar mă culc prea devreme. Adică la ora asta n-aș dormi. Sunt nicio formă. Bun, în oraș s-au făcut multe update-uri. După cum se poate observa, până și grafica este mult mai bună. Sunt foarte multe chestii modificate. Însă, hai să mergem la doamna asta și să-i cerem ceva de băut. Pentru că în jocul ăsta așa se mărește energia. Sau cel puțin asta mi-aduc eu aminte. Hai să luăm așa, luăm un de-asta, îl dăm pe gât. Și ar trebui să avem... Nu știam că pot să sparg paharul. Asta e nouă. Ok, acum avem energie 65%. Deci a funcționat. Perfect. Hai să vedem. Avem ceva de cumpărat. Dacă tot am venit în oraș, stai așa că mă cam clatin așa puțin. Nu de aici. De aici. Păi și sper să bage să pot să-mi cumpăr propria mea mașină. Tot aștept update-ul ăla cu propria mea mașină, frate. Mergem la băiatul ăsta, mergem aici și avem nevoie de... unde e, mă? Painting and decorating. Deci avem nevoie așa, paintbrush set. Costă 16 lire. Destul de scump, pentru că vedeți că eu nu prea mai am foarte mulți bani, deci trebuie să mergem și la muncă. Dar, na. Și aici ai posibilitatea să-ți iei un bucket de ăsta, o găleată goală, în care să pui tu ce vrei și să amestești ce vrei. Sau să-ți alegi niște vopsea. Momentan, cred că avem niște vopsea acasă, dacă nu mă înșel. Deci nu o să luăm vopsea, dar o să iau paintbrush-ul, pentru că e important, e un tool nou, practic. Încă un tool nou care a fost adăugat în joc și pe care nu vi l-am arătat este lopata. Ia, stai să vedem dacă avem ceva joburi noi. Cine e ăsta? Ok, nu vrea să vorbească cu noi. Aveți ceva joburi noi? Da, se pare că n-are niciun job nou. Și îmi zice că am adormit pe stradă la un moment dat. Bă, cine știe ce-i făcut eu în trecut în jocul ăsta? A trecut ceva vreme. Dar e bine că acum avem paintbrush-ul de este aici. Și acum mergem așa, pa, 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 și vopsim. Bun, e abia ora 1, frate, adică pe bune. E de vreme rău de tot. Cum era să mă culc la ora asta? E că poți, te lasă jocul, dar e aiurea, știi? Și de asemenea, ne-i dăm bani și pe autobuz. Care autobuz costă și ăla destul de multicel. Na, na, ar trebui să mai salvăm din bani. Și să nu dăm chiar așa. Hai să mergem aici. Și vreau să-mi cumpăr încă un ăsta de... Stai, unde era? Carpet and flooring. Uite, covor de ăla pufos, așa, blănos. Aș lua și un de ăla. Light pine. Tot așa trebuie. Ca să completăm camera aia. Și hai să luăm și un pic de covor de ăsta. Și îmi place ăsta de culoarea asta. E perfect. Nu mai avem bani, trebuie să mergem la muncă. Dar e ok, momentan eu zic că suntem pe drumul cel bun. Hai să începem să cărăm sacii dintr-o parte în alta. E clar că avem mult de muncă, să zic așa. Și o să avem ce face în episoade. Asta o să depindă în funcție de voi, știi? Pentru că eu aș vrea să readuc seria înapoi. Dar depinde cât de mult vă place vouă. Dacă vă multe like-uri la episodul ăsta, multă susținere din partea voastră, vă dați seama că o să continuăm cu episoadele. Dacă nu, probabil că o să mă joc eu off-camera, pentru că mie îmi place jocul ăsta foarte mult. Ia să vedem, luăm și ăsta de aici și bang, și bang, oh, nu. Dar asta trebuie să le arunci, pentru că dacă nu le arunci, rămân în aer acolo, nu știu de ce. Deci practic trebuie luate și aruncate. Așa, dacă venea un pachet mai mare, îl luăm cu mașinuța aia de ridică chestii. Dar așa, nu. Bun, am terminat, poți te duci. Perfect. Nu știu, mi se pare așa ciudat să mă reîntorc în jocul ăsta, pentru că ne-am mișcat atât de mult jocul ăsta și știu că păi, efectiv, vă plăcea la nebunie. Deci era nebunie când puneam un episod din casa abonaților. Efectiv, se strângeau acolo 2-3 mii de like-uri. Păi, instant, mă, nici bine nu postam episodul și voi deja
umpleați episodul de like-uri. Și, nu știu, aș vrea să văd din nou o astfel de susținere, știi? Pentru că dacă aș vedea, m-ar ambiționa și pe mine să postez mai des, știi? Episoade cu jocul ăsta. Cred că o să fie așa și TV o să fie un piculeț mai așa. E perfect, arată bine. Ne trebuie plasterboard-uri, dar hai să vedem, vreau să văd covorul ăla cum arată, sunt foarte curios. Deci să vedem covorul. O să mai pun covor pe jos pe aici dacă... Cred că dacă ai pus ăla, nu mai poți să pui covor. Deci practic ar trebui, poate în dormitor, hai să încercăm în dormitor să vedem cum arată. Carpet. Da. Cred că pot să-l pun pe toată suprafața. Și e pufos? Chiar e pufos, ia uitați-vă. Ce tare! Păi, se potrivește. Am crezut că a venit cineva la mine acasă, m-a speriat. Bun, se pare că pot să pun și sub dulapul ăsta. Și ar trebui să pun și la ușă, corect? Bine, noi ar trebui să luăm uși prin toată casa, tehnic vorbind, dar... Bă, până acum arată chiar bine. Chiar bine, bine. Să vă arăt lopata ce știe să facă. Deci, practic, lopata chiar poți să sapi acum mai nou. Să folosești acest pământ sau... Uite, de exemplu, dacă eu îl sap dintr-o parte, îl pun în alta. Dacă că m-a dormit pe jos. Când adormi pe jos, e foarte posibil să-ți fure cineva lucruri. Ninge! Oh my god. Ok. Se apropie puțin de ce trăim în viața reală, să zic așa. Ceea ce e bine, da. Bun, nu știu dacă să ne afecteze. Sper să nu ne afecteze nasol. Bun. Vai de capul și de zile mele, ce zăpadă s-a pus. Tăticule, ce e aici? Bun. Deci arată bine, îmi place, dar nu e chiar ce trebuie momentan. Deci trebuie să lucrăm la chestia asta. Trebuie să lucrăm. Fiecare plasterboard pe care eu îl pun, trebuie să fie... nu mai am plasterboard-uri. Ok, hai să vă arăt. Fiecare plasterboard pe care eu îl pun nu poate primi, practic. Deci ăsta nu poate primi niciun tapet, niciun nimic, până când nu-i bași cu ele astea. Dar cu ele astea arată destul de urât. Trebuie să recunosc, da? Arată destul de urât. Așa că jocul te lasă să le scoți după aia. Deci le pui și le scoți. Și o să vă arăt și chestia asta. Cred că asta e suficient. Și acum vii cu chestia asta și le scoți, efectiv le scoți. Asta e, stai, cred că asta nu e bătut până la capăt. E vreunul? Ok. Gata. Și acum te duci așa. Și îl scoți. Și îl scoți și pe ăsta. Și pe ăsta. Și pe ăsta. Și gata. Și ziceți-mi voi mie că n-arată mai bine peretele ăsta, fără nimic pe el, față de ăsta, cu o grămadă de cuie de-astea, da? Eu zic că arată mult mai bine. Așa că, așa probabil o să le facem pe toate. Dar... Ne mai trebuie plasterboard-uri. Dacă să facem rost de plasterboard-uri, ghiciți ce? Trebuie să mă duc la muncă. Așa că vom merge la muncă. Ok? Mergem la muncă. Avem multe, multe treburi de făcut. Hai să închidem și poarta, nu de alta, dar mi s-a mai întâmplat să vină să-mi fure. Așa că, hai să vedem câți bani. 8 lire avem. Nu avem foarte mult. Ce e asta? O pernă de la canapea, cumva. Moldy cushion. E o pernă de la canapea. De ce e pe jos? Ok, bag-o în curte. N-are nimic, dacă e vorba de ceva. Ne costă... dar nu ne costă mult, mă, frate. Cream că mă costă mult. Minus 5 energy, 20 de minute journey. Deci, practic, acum mai nou poți plătești cu energie. Ce interesant. Nu mai trebuie să mă duc eu pe jos până în oraș, deși poți. Adică jocul este open world, te poți duce oriunde vrei. Dar, trebuie să vedem, este ora 10? E ora 1 chiar. Ok, vreau să lucrez. Nu pot să intru pe aici? Trebuie să intru prin spate. Am și uitat, mă, frate, multe lucruri. Adică nu mai țin minte toate lucrurile. Bun, și vreau să lucrez până la ora 70 de energie, dar n-am 50 energie. Ia uite cum intră bănuții. Oricum nu avem bani de ce mi-aș dori eu să am, știi? Adică, aș vrea să-mi cumpăr multe chestii, dar momentan ne mulțumim cu ce avem. Pot să plătesc încă... e 0,10. 10 cenți, practic. Adică nu e chiar rău biletul de autobuz. Și-au băgat aici chestia asta. Practic, noi avem... Asta e clădirea noastră, cum ar veni.
unde depozităm chestii. Și asta este casa pe care o construim pentru a o vinde sau pentru a o închiria. Da, și de asta am zis, ok, casa abonaților, pentru că voi veți sta aici, tehnic vorbind. Nu puteți fizic să stați, dar vreau să vă trec prin perete sau ceva. Și vreau să vă arăt posibilitatea de a vă pune pe perete. O să vedeți imediat. Bun. Totul fain frumos. Hai să vedem, ziua următoare. Tot ninge rău de tot. Acum vă dau ca un exemplu. Voi să-mi spuneți dacă vi se pare un exemplu, dacă vi se pare o chestie șmecheră sau nu. Deci, hai să ducem ăsta aici. Stai să văd că ăsta era care trebuia. Weak concrete, nu este. Punem afară, cred că ăsta era. Eu vopsea, avem o vopsea pe aici. Și te duci așa, te duci pe această pensulă și dai așa. Și poți să scrii efectiv, uite, poți să scriu. Dar nu-mi prea mai am, stai să mai văd dacă, uite așa, Max. Și așa am scris Max, știi, și așa aș putea să scriu mai multe nume. Acum imaginați-vă că dacă sunteți, nu știu, 100.000 de oameni care vă uitați la videoclip, n-am să pot să trec 100.000 de nume. Și de asta mă gândesc, poate nu e o idee bună și poate ar trebui să vorbesc cu developerul chiar să bagi un carnețel pe care să vă trec. Poate asta ar fi o idee mai bună, un carnețel. Ce părere aveți? Scrieți în comentarii, carnețel sau perete? Nu știu, încă trebuie să mă gândesc, încă mă mai gândesc la chestia asta. Dar cumva trebuie să facem, că mi-aș dori chestia asta să facem. Bun, hai să luăm niște... Hai să vă arăt cum se... Să încercăm să facem una dintre camere cu... Cu de-asta, cum îi spune, cu tapet. O să luăm un tapet. Hai să vedem, next. Cred că o să iau unul cu stripe-uri. Avem mai multe culori, bine, la fiecare în parte ai mai multe culori, după cum se vede. Dar o să-l iau așa, un fel de roșiatic, de asta cred că se potrivește. Nu știu dacă o să-mi ajungă doar unul, dar... Na, vedem, nu vreau să cumpăr două, că după aia mie că rămân cu ele, știi, și nu o să-mi folosească. Așa am luat unul, sper să fie folositor, să fie bun și aia e. Hai să luăm astea din drum. Mă, frate, ce mă enervează că sunt toate în mijlocul drumului. Ce efectiv sunt toate aici și sunt enervante, dar vreau să fac o cale pentru mașinuța mea care cară chestii. Că altfel... O să ne chinuim rău de tot să le descarc. Dacă, mai ales dacă au scomand multe chestii. Dar asta cred că o să fie ușor de luat, nu? Hai să o iau cu asta totuși. Cred că e o idee mai bună. Nu de alta, dar... Am... Adică sunt multe chestii de descărcat în ea. Mai degrabă luăm cu totul. Ok. De cât de easy e chestia asta. Și acum, practic, o duc în curte. Și aia e, frate. O lăsăm acolo și nu mai trebuie să stau după asta să... vin, fac 10 drumuri. Nu, frate, mi le iau din curte direct. Cred că e cea mai bună chestie. Mașinuța aia mică. Cum s-o numi? Nu știu dacă e cineva care lucrează în construcții sau are pe cineva care lucrează în construcții. Poate să-mi spună cum se numește chestia asta? Habar n-am. Dar, bă, cred că mi-a dat... Bă, am cumpărat unul, mi-a dat multe. Ok. Bun, și vreau să fac camera asta. Hai să vedem cum ar arăta. Bă, oricum, dacă ar fi, poți să scoți tapetul oricând vrei tu, să zic. Dar arată destul de bine. Arată destul de bine. Hai să... avem nevoie de plasterboard-uri, frate. Nu mai am plasterboard-uri și din cauza că nu am, nu pot să pun pe perete. Nu pot să pui pe un perete o making deliver. Nu s-a dus. Trebuie să aștepți fizic să ajungă înapoi la depozit ca să poți să faci ceva. Uite. Dacă vreau să spun aici, nu merge. Aici merge. Deci pe asta din spate o să-ți meargă. Dar totuși vreau să scot cuiele alea de acolo. Neapărat vreau să le scot. Dar înțelegeți voi care e șmecheria, nu? Cam asta e. Hai, cam înțeles. Trebuie să iau canapeaua, deci când lucrez într-o cameră, trebuie să scot obiectele de acolo. Și avem aici cuiele. Bam. Bam. Easy. Easy GG. Frumos sau ce? Până la urmă vrem să fie frumos aici, frate, la noi. În casa abonaților, nu să fie urât. Corect? Așa zic. Așa zic că ar fi afacere. A, arată bine. N-am ce zice. Ne mai trebuie plasterboard-uri, așa că... Furniture supplier. Hai să vedem. Nu știu dacă de aici se luau. Nu cred că de aici. Stai să vedem. Nu, astăzi doar așa. N-o să trebuiască la building supplies. Plasterboard, uite-le. Asta sunt 12 lire, mamă, ce scumpe sunt, frate. 12 lire.
Se pare exagerat de scump, adică nu știu. Dar asta e, vrem să ne facem pereți? Vrem. Așa că, ce pot să zic? Bă, ce cu praful ăsta în casă? Să mă intra zăpadă în casă și nu mi-am dat seama, habar n-am. Bun. Vine mașinuța, ne pregătim cu chestiuța asta. Să deschid poarta un piculez mai mult. Haideți, domnul, veniți încoace. Asta chiar trebuie luat cu ăsta. N-ai cum altfel. Adică gândiți-vă că dacă eu n-aș avea chestia asta, m-aș chinui extraordinar de mult. Dar așa, easy. Chiar super easy. Hai să-i spunem că am terminat. Și bang. Domnule, am terminat trebușoara. Bun. Vom continua cu această construcție, cu casa abonaților. Vom continua în episodul următor. Vreau să o facem ca lumea, frate. V-am promis că facem casa abonaților ca lumea. O facem ca lumea. Dar o să dureze. O să dureze, pentru că e mult de muncă. Da? Dar dacă v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți și alte episoade pe viitor, dați acolo multe like-uri și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!